domnul consilier, suntem invitați să participăm la ședința ordinară a Consiliului Local. Avem ca ordine de zi următoarele. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Odjet în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației la nivelul școlilor Odjet și Răbdăteau pentru anul școlar 2017-2018. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului achizițiilor publice pentru anul 2018. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Vărgești la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor anuale pentru persoanele cu handicap. Și 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2018. Mai avem întrebări în interpelări. Procesul verbal de data trecută, cred că ai mai mult de o săptămână care a fost afișat. Aștept să văd dacă, în ține cum doresc domnul consilier, dacă au apucat să-l parcurgă. Eu zic că da, acum. Și dacă există eventuale obiecțiuni. În care să punem la vot ordinea de zi, cine este timpul? Împotriva abținerii. Procesul, da. Procesul verbal are cineva obiectiv? Problema. Să supunem la vot. Cine este pentru? Abținere? Împotriva? Un singur lucru, pe Caterina a început făcut o prezență, că lipsesc la consilierul local. Da, am trimis pe aia cu prezența și o să apar un proces verbal. Bun. Poate întâzi eu. Bun. Deci, trecem la primul proiect. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Vorgesc în Comisia de Evaluare și asigurarea calității situației la nivelul școlii Vorgesc și Răcătău. Mulțumesc de motive am să vă prezint, motivat de prevederea articolului 11 din aliniatul 4 din ordonanța de guvern de urgență a guvernului numărul 75/2005, cu modificări și completări ulterioare, privind asigurarea calității educației, care stipulează ca din componența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității trebuie să facă parte și un reprezentant al Consiliului Local, precum și ale articolul 11, aliniatul 9 și ale acelui act normativ, în care se precizează că membrii comisiei nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția de învățământ sau în organizația respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducere operativă a acestuia. Având în vedere că la articolul 96, aliniatul 2 din legea 1/2011, legea Educației Naționale, se precizează că în unitățile de învățământ de stat, Consiliul de Administrație este organul de conducere, în consecință consilierii locali desemnați în Consiliul de Administrație nu pot fi aceiași cu cei desemnați în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în interiorul acelorași unități de învățământ. Propunem desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în fiecare din câte cele două unități de învățământ, respectiv am rămas consecvent la cele două propuneri. Domnul Iulian Tupescu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vorgești, în Comisia de Evaluare la Școala Răcătău, și domnul Dămuca Udu Cortinel, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Vorgești, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la nivelul Școlii Generale Vorgești. Da. La povesti. Da, da. Eu, domnilor consilieri, o să refuz această calitate de a fi din Comisia de Asigurare a Calității la nivel de Școală Gimnazială Răcătău. Dacă vreți, vă pot expune și motivele, dacă nu, vă rog să propuneți pe altcineva. Această comisie se înființează la începutul anului școlar, mai cel târziu în luna octombrie,
nu știu activitatea prestată de această comisie când mai este o lună, până se termină anul școlar, o lună și, și dacă o să vină cei de la ARACIP și o să-mi întrebi eu ca și reprezentant al Consiliului Local, cu ce m-am ocupat în anul școlar 2017-2018, nu o să știu ce răspuns să le dau. Așa că chiar o să refuz să fiu numit în comisie acum pe sfârșit de an școlar. Mulțumesc! Domnul Muc. În păcate, trebuie să fiu perfect de acord cu domnul Tufescu. Pentru anul școlar 2016-2017, când noi am fost desemnați de asemenea în această comisie, această desemnare s-a făcut undeva la începutul anului școlar. Atunci a fost o colaborare, șefa comisiei mi-a cerut anumite date despre elevi, despre ele am pus la dispoziție. Domnul primar, dați o explicație, s-a întâmplat comisia? Da. Imediat. Vina nu este a primăriei, pentru că domnii directori au venit cu solicitarea către sfârșitul anului școlar. Asta se știe. Deci, ca să dau un răspuns, noi avem de la școala Horgeș, nu avem nicio adresă, noi am făcut chestia asta, am zis dacă facem una. Iar avem o adresă în 22-23-2018 de la domnul director, cu care am discutat, domnule, aceeași părere am avut-o și eu, domnule, e sfârșit de an școlar, puteam să discutăm chestia asta la început. Ei am înțeles că au un control de la ARACIP sau ARACIP care să vină începând cu lumea. Domnul director a motivat că în același timp când au fost desemnați cei în Consiliul de Administrație, au cerut și pentru comisia respectivă. Așa este? Aveți o adresă, ceva? Dacă vă fi cerut lucrul ăsta, eu nu am neanoțință de fie. Trebuia o dată desemnați la începutul anului. Orgeșul Avem o adresă de la... Din ce am discutat, s-a înțeles oarecum că noi am fi fost... Am fi fost, așa s-a înțeles inițial. Pe perioada mandatului sau nu știu... Nu, perioada, da. Culmea este că discutăm privind cu domnul secretar în ultima adresă și spun într-adevăr că numai anul școlar 2016-2017. La Horgești, personal, ca să-mi dau părerea, din punct de vedere al conducerii și asta, eu zic că sunt rezultate și la de școala Horgești, că personal, eu zic că nu e recătoric într-un fel. Doar că e târziu când vine această situație. Cei când vin de ARACIP sau de bătul de comisie. Să trebuia să-l îndepliniți până acum. Exact. La momentul respectiv. Aceeași atâta am avut-o și eu. Domnule, hai să lăsăm aici o lună până termină școala, dăm în septembrie pentru anul școlar următor. Așa se dă, pentru că și comisia asta în fiecare an școlar se stabilește membrii comisiei. Adică începând cu luna septembrie, în cadrul Consiliului Profesoral, după care dumnealor fac o adresă oficială către dumneavoastră conducerea, prin care solicită acest membru al Consiliului Local. Comisia de evaluare a calității nu s-au desfășurat, nu am cunoștință ce face comisia respectivă, că nu fac parte din ea. Nu, nu ați înțeles. Anul trecut am făcut parte din ea și știu despre ce este vorba și s-a întâmplat acolo. Acum nu mai știu ce s-a întâmplat anul ăsta. Ori activitatea este pe ultimii 3 ani. Pe ce am fost pe un an, am să le dau explicații celor de la restul, nu răspund. Are un regulament comisia asta. Fiecare școală a făcut un regulament de organizare și funcționare a comisiei florase, conform ordonanță, așa scrie. Acum... De ce urmărește comisia asta? Calitatea educației din școala respectivă. Cel mai probabil nu va accepta nimeni să vină membru al comisiei la momentul acesta. Nu vreau să influențez pe nimeni. Totuși unul extern de școală, domnul Sfântul Sfântul de interiorul școlii. Nu, dacă să meargă un consilier care n-are nicio problemă. Ideal să fie un cadru didactic, știi? Nu, domnul Budar. Consilierul local facilitează comunicarea dintre Consiliul Local și unitatea de învățământ. Nu trebuie neapărat să fie cadru didactic. Deci nu trebuie neapărat să fie cazul de acolo. Participa în cadrul comisiei și aducea la cunoștință problemele dacă erau... Când este invitat de către comisie la ședință, se prezintă în ședința comisiei și... Deci și discutăm aici. Deci chiar dacă nu o să fie consilier local în comisie, pentru că s-a întâmplat chestia, dar ceilalți sunt desemnați în comisie, la cadre de dați la reprezentanții părinților că sunt acolo. Asta era întrebarea. Cum s-a desfășurat activitatea comisiei dacă nu a avut reprezentanță? Merge și fără consilierul local, pentru că ordonanța din 2005 și activitatea asta cu comisia se vor aplica din anul școlar 2016-2017. Da, da. Până atunci nu au fost niciodată discuții despre reprezentantul Consiliului Local în comisie. Reprezentantul Consiliului de Administrație, da, sta în comisie. Și acum, dacă oamenii refuză, nici într-un caz altul nu acceptă. Rolul acestei comisii este foarte important în unitatea școlară. Dar nu am motivat.
președintele comisiei, inclusiv cu cadrele didactice care fac parte din comisie, monitorizează toată activitatea din școală. Ce înseamnă calitatea educației din școala respectivă? Ori eu, acum spre sfârșit de an școlar, să-mi dau cu părerea ce s-a întâmplat într-un an școlar, nu mi se pare normal. Evaluare și asigurare? Sigur că da. Da. Comisia Bănuiesc și-a făcut treaba, în afară de consiliul local. Eu nu contest că nu și-a făcut treaba, dar v-am spus, nu am cunoștință de lucrul ăsta. Comunicați că... Nu e la bun, ce-ți împotrivă, nu, nu, nu. Trebuie să faci cum altă propunere. Altă propunere, să găsim în consiliul. O propunere? La ședințele comisiei ce acceptat? Da. Eu aș face o propunere altfel. Comisia care deci trebuie să fie acum propusă, deci când o fi întrebată, să te răspund, să răspundă din data de când am luat în primire, până acum... Eu nu vreau să-mi atribui o responsabilitate de dragul de a-mi o atribui să par și eu un papagal acolo. Deci cei care vin în control, îi interesează întreg anul școlar. Păi sigur că da. Din septembrie în iunie. Ce spune, domnule? Undeva s-a rupt veriga, cineva nu și-a făcut treaba. Și atunci s-a auzit discuții că directorul spune că primarul, că primarul spune că nu. O să răspund. Și pe urmă cad eu la mijloc, care fac parte și într-o parte și din cealaltă. Da. Adică, ca o studiești, cineva mai extern, ai zis, dar așa ar fi, așa ar fi, așa ar fi, că da. Să fie trecut, ca să fie o lună de zile, cât mai este. Să supunem la vot. Vă pune la domnul. De ce să mai supunem la vot? Că mi-a cazut din asta. Dacă ei ne-a fost să se facă toate. Și facem o altă propunere. Au făcut propunere, dar n-a fost dat atent. Altă propunere. Nu mai sunt consilieri alături? În reșa? Noi nu avem voie să facem parte. Noi doi deja suntem în consiliul de administrație. Și chiar dacă nu făceam parte, tot a fi refuzat. Să rămână cei doi cu mențiunea că ei răspunde aici în bucă. Dar n-ai cum, și tu iau de aici încolo, pot să răspund. În spate nu. De ce nu? Nu, pentru că... La data, la... Noi ne ajutăm cu așa ceva. În primul rând, după aceea, v-a văzut exact legea ce presupune. După cum presupune sancțiune. Dacă faci parte din comisia de... Comisia Raci. Eu vă pot da date despre ce s-a făcut în anul 2016-2017. Deci pe 2017-2018 eu nu vă pot da informații. Da. Sunt în aceeași ipostază cu domnul Popescu. E o problemă, se că e clar că undeva trebuie să ne înțelegem. Domnul Horgeș, se va asuma. Nu poate de administrat. Pot să vin cu sugestii, să vă spun ce ar mai trebui făcut, e clar. Puteți să faceți așa, luați unul care e în Consiliul de Administrație de la Răcătău și mutați membru în CEAC la Horgeș și invers, domnul primar, că se poate și așa. Dar nu eu, adică eu propunerea noastră au fost, acum dumneavoastră veniți cu contra propunerii. Nu mai avem frica aia, ne ascundem că sunt în Consiliul de Administrație. Uite, când la Răcătău, de exemplu, dacă punem pe domnul. Așa cum ați spus că nu există să iei mata de acum acolo, nici nu pot schimba Consiliul de Administrație dar, acum. Dar nu s-a schimbat Consiliul de Administrație, domnule. Păi asta propuneai, să ia pe cineva dreapă să schimbă. Nu, de administrație, ca să nu se intre în conflict de interese cu Horgeș și merge pe Răcătău și invers. Nu. Deci odată ce ați refuzat, nu trebuie aruncată oaia pe altcineva. Este aceeași problemă pentru fiecare în parte. Cum a spus-o pentru dumneavoastră, este pentru fiecare în parte. Știi care este problema? Și atunci e corect, fac parte din comisie. Deci, clar, nu mai alegem. Exact. Lăsăm o lună și facem la începutul anului și gata. Pentru o lună mai există. Dați motivația că fiind o lună, nu știu ce am făcut treaba. Și gata, să spingem. Să spingem. Să spingem. Păi nu poți să-l votezi pe unul dacă nu vrea. Da, să respinge proiectul. Exact, să respinge proiectul. Deci să retrage, cine a propus proiectul, îl retrage. Și vine pe stăruși. Exact. Nu-i sfârșitul anului. Nu-i retrage acum.
Invităm directorii la ședința următoare să vină să-și expună punctul de vedere. Trebuie studiat din ordonanța și dacă... Dacă au cerut o chestie, te vreau să vin aici, să o motiveze. Și da, dar ședința următoare să vină platforma, platforma RACIP începând cu 1 octombrie, începe să încarci. Adică cu număr de elevi de la începutul anului școlar, cât sunt abandon, cât sunt, ce investiții s-au făcut în școala respectivă. Sunt foarte multe situații. Sunt foarte multe situații care merg gradual. Încep cu 1 octombrie și pe parcursul anului școlar, la sfârșitul anului, ele se încarcă. Ori eu și... Așa cum formă în care este. Trebuie văzut dacă un membru aceștia ai comisie. Respectivă trebuie să fie carian. Da, se carian. Anual se constituie comisia. Supunem la vot respingerea proiectului? Asta vă nu văd. Dacă e revolut, dar să fii directorul de față, dacă următoare. Să vină să domnul președinte. Domnul director a venit cu adresă, el nu are nicio responsabilitate să vină să vă expună dumneavoastră în cadrul ședinții motivele pentru care el o solicită din partea Consiliului Local un reprezentant. Atât trebuie să facă dumnealui. Nu să vină să explice, să explice, că nu și-a făcut treaba poate la începutul anului și n-a trimis atunci. Dar nu e neapărat nevoie să vină nu e neapărat, nu are nicio treabă. Fără director, fără nimic. Buna viitoare o facem din nou și gata. Nu fim și legat. Dar ce să mai facem din nou dacă... Pentru 2018. Doar dacă vreți să desemnați pe anul următor. Doar dacă vreți să desemnați pe anul următor. Dacă vreți așa de vreme. E ce-și povesti și... Oricum, ei au majoritate în cadrul comisiei. Au majoritate. Sunt 5 persoane în cadrul comisiei, pot să hotărească fără niciun proces. Supunem la vot și respingerea proiectului. Cine este pentru? Respingerea. Stoți. Abținere. Trecem la punctul 2. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului achizițiilor publice pentru anul 2018. Da. 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 Motivele la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului achizițiilor publice, aprobarea programului achizițiilor publice pentru anul 2018. În virtutea atribuțiilor conferite de legislație în vigoare și având în vedere necesitatea asigurării unui calendar al procedurilor de achiziții publice ce vor fi inițiate în cursul anului 2018, conform strategiei anuale de achiziții publice, am dispus elaborarea programului anual de achizițiilor publice în care au fost incluse achizițiile preconizate a se efectua de către personalul cu atribuții în acest domeniu. Programul a fost conceput ținându-se cont de strategia de dezvoltare a Comunei Horgești, de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a proiectelor cu finanțare externă, precum și de necesitățile obiectivele de bunuri și servicii ale instituțiilor publice din localitate. Programul achizițiilor publice poate fi modificat și completat în cursul anului, în funcție de realizările bugetului local, eventuale alte venituri atrase la buget, necesitatea executării unor lucrări de urgență. În acest context, am inițiat prezentul proiect de hotărâre și să spunem la aprobare Consiliului Local. Ați primit la masele dumneavoastră, în portofoliu, și planul anual de achiziții, cu ceea ce ne-am estimat noi că am putea a dat nevoie pentru achiziționarea, pentru buna desfășurare a activității instituției noastre. Da, cine să scrie la... Altcineva? Domnul primar, am ajuns din nou la capitolul ăsta frumos al achizițiilor publice. Am studiat acest plan, l-am comparat și cu cel de anul trecut. În mare, n-aș zice că e chiar un copy-paste, dar sunt și lucruri noi adăugate. Am avut o discuție și cu doamna de la achiziții. Am fost lămurit în mare parte unde ar fi problemele. Totuși, modul ăsta de lucru, eu nu o să-l înțeleg. Am înțeles că, practic, noi astăzi aprobăm această listă, dar nu e neapărat că ele vor fi cumpărate, pentru că se pot cumpăra apărea și cumpăra și alte lucruri. Practic, noi ridicăm mâna, aprobăm
niște sume de bani, după care dumneavoastră o să cumpărați alte lucruri sau ce considerați dumneavoastră necesar. Pentru că, ca să vă dau câteva exemple, mi-e greu să cred că se vor cumpăra 6.000 de pixuri, câte se estimează aici pe sau 280 de seturi de capse. Deci doar aceste două produse valorează aproximativ 7.000 de lei, 70 de milioane pe pixuri și capse. Sumele nu sunt mari, sau nu știu cum considerați noastră, de asta zic, capitolul total furnituri reprezintă anul acesta 150 de milioane de lei, față de anul trecut și 567 de lei, deci o diferență enormă. Problema este că noi la final de an nu putem verifica, nu putem compara lista pe care am aprobat-o cu ceea ce a achiziționat primăria. Tocmai de asta ne întoarcem la problema pe care am sesizat-o de mai multe ori cu achizițiile PSA. Pentru că noi acolo vedem achiziție de furnituri și vedem o factură mare, dar nu știm ce s-a cumpărat, la ce sume s-a cumpărat. Vedem doar totalul facturii. Asta la prima parte de furnituri. Mergem mai departe, sunt materiale de curățenie. Din nou, cresc prețurile. Prețurile sunt de astea. Nu e actualizarea prețurilor. Sunt aceleași prețuri de anul trecut. Mi-e greu să cred că au rămas, să cumpăr, că au rămas aceleași prețuri. Din nou, bun. O listă... Bun. Ca un răspuns, dacă îmi dați voie. Sigur. Noi punem estimativul. Deci poți să știm noi că o mătură ar putea costa 5 lei. În momentul când achiziționăm mătura cu 6 lei, eu pot să știu exact, băi, omule, cât e mătura în momentul când achiziționăm o mătură. Dau un exemplu. Când faci ceva de factură, ați înțeles? Deci, 7 lei, 5, cu asta va. Deci, încă o dată, asta e o chestie estimativă. Nu putem, n-avem de unde să știm ce, cât costă un produs respectiv în momentul respectiv. Am înțeles. Modul de lucru. Mă refer, până la urmă, tot ce contează este suma finală. Da, dar nu e obligatoriu tu, încă o dată. Asta, valoarea fără TVA în euro, sunt lei, bineînțeles. Asta ne interesează, noi nu lucrăm în euro. Problema este în felul următor, că nu neapărat trebuie să o consumi. Totuși noi o aprobăm. Cineva, dar nu aprobăm suma, aprobăm planul de achiziții, nu suma. Cineva a făcut necesarul respectiv. Cineva a lucrat, a muncit, da. A făcut un necesar. Deci ar trebui, da, domnule, mătură plus faraș, bucăți, două bucăți. Deci ați înțeles, deci mop, na, 5 bucăți. S-ar putea să strângem mopul sau s-ar putea să nu luăm niciun mop, nu ați înțeles dumneavoastră, dar așa e bine de prins în planul de achiziții. Așa cum v-am mai solicitat, încercați pe cât posibil, cât mai curând să apară PSA toate achizițiile? În mai încercăm să facem toate achizițiile. Toate. Îmi doresc să fac toate, inclusiv pixuri și toate din urmă. Cele 10 indicatoare de informare turistică, ne puteți spune că unde ar veni, am plăsat, cu ce-i vorba? Da, nu, cred că doamna viceprimară ar trebui, am avut un referat al dumneai ei, dumneai nu poate participa, fiindcă au de un eveniment în familie. Deci, noi gândim ca idee, m-ați înțeles dumneavoastră, deci asta este o idee transpusă. Timbre, de exemplu, noi zicem că ne-ar trebui 1000 de timbre. S-ar putea să luăm 700, s-ar putea să luăm 1200. Asta am înțeles, zic, dar informare turistică înseamnă că avem niște obiective turistice în comună, care trebuie limitate. Nu. Unde aduce dumneavoastră? Ultima... Yes. Zona supraveghere video și informare turistică. Domnul Mitica, ar fi fost frumos un indicator pe la material și pe servicii 20.01.30. Alte bunuri și servicii pe 20.01.30. Da. La ce capitol? La ce număr? Acolo, la numărul 27, sumă mare. 25.000 de lei. Mijlocul satului. Baterii, bazin, cadă, oglindă la voar. Da, s-au pus pe total 100 de bucăți. Mi se pare destul de exagerat, zic eu. Da. Eu asta am întrebare și tot am fost lămurit. Da. E aceeași treabă cu toalete, să e vorba de bunuții pentru toaletele de la finanțarea cu Terre des Hommes? Sau e separat? Nu, separat.
Deci investim 250 de milioane în investiții în sanitare. Enorm. Adică nu știu unde și ce să fac. 250 de milioane? Exact, așa asta e. Nu, înseamnă că nu putem zero o bine, înseamnă. 250 de... E vorba de 25.000 de lei. Dacă 25 de milioane îți pare 250 de milioane... Da. Eu sunt am dreptat. Așa, am dreptat. Așa vine, domnule. Da. Da, am înțeles. La câte de 42 de milioane. Deci, practic, da. Sunt pus acolo ca să iasă un total, după care banii se cheltuie nu știm cum. Asta, eu tot trag aceste lucruri. 300 de sari de ciment, acum rămâne văzut că se cumpără, că cu 300 de sari de face un bloc. Dacă ai face acolo, primării din nou. Și ca să regătuim mai puțin și ca să regătuim la capitolul 60 și facem un loc. La? La capitolul cât? Domnul președinte. Care? 21 cât? 20.01? La capitolul 71.01.02. Avem toate investițiile care se doresc a fi finanțate. Da. Câte din ele vor începe anul acesta? Bun. Extinderea energiei electrice, suntem... Am văzut să lucrează. Să lucrează. E bine. Achiziționarea bordului instalatorului, suntem în derularea procedurii de achiziție. Sistemul de alimentare, abia acum am reușit să avem ok pentru, avem ofertele, să trecem pentru proiectul tehnic. Grupul sanitar, Școala Forgești și cele în colaborarea cu Tertezom, suntem în derulare, avem niște de efectuat două cărți funciare care și-au pierdut valabilitatea, să facem dovada proprietății. Construirea pod la Zodian, este semnat contractul de finanțare, mergem în partea următoare. La sistem video este deja în derulare. ISU Parincea este participarea noastră cu cota de 5% la proiectul de cât bani la sfârșitul lunii, dar numai mâine, când lună se mai lucrează, sau săptămâna viitoare, vom vira banii aceștia. Modernizare și dotare cămin cultural Răcătău. Au venit în vizita teren de la Rafir, așteptăm să ne cheme pentru semnal de finanțare. Reparați școala Horgești. Nimeni dacă cum se termină școala, cum se termină școala, efectiv, a elevii, vom continua acest proiect. Construirea școala Suhodur este demarat procedura de achiziții pentru proiect tehnic și execuție. Reparați la grădinița Răcătău. Am făcut primul stadiu din măsură pentru expertiză și vom continua și construire. La Zodian de două ori. Da, asta așa. Da, uite, mă gândeam. Mă gândeam că facem două poduri acolo. Facem bine la lucruri. Asta e un lucru bun. Mulțumim. Chemăm pe doamnă. Fii unul și bun. Da. Deci, practic, pe câte mizăm că se vor începe efectiv lucrul acesta? Pe 200 deja, una, o luăm iar de la capăt. Păi nu, păi... Dar dumneavoastră, eu v-am spus și dumneavoastră, n-ați spus nimic pe deget. Una. Extinderea rețeaua deja e gata, aproape gata. Păi da, zic, sunt maxim 4. Bun. Păi da, bă, e foarte bine că dumneavoastră vă ocupați cu asta. Eu am citit, dumneavoastră le-a adunat. Aici e un alt buldog salvator, da. Sistemul de alimentare cu apă. Da. În momentul când se va face, nu? În momentul când... De ce ziceți așa? Vă văd așa de sceptici. Aici e problema pentru mine. Asta a spus că până în 2020, dacă nu... Da, domnule, da. Suntem în 2018. La jumate. La jumate. Așa? Un singur lucru, ca să... Spuneți-mi, vă rog, cu ce am contribuit domnul Rotaru la acest plan de achiziție. Cum adică? Plătim această persoană, nu? Pentru ca expertii publice. Cu ce a contribuit la acest plan sau la... Pentru că tot aștept acel raport de activitate pe care nu vreți să-l publicați, nu vreți să-l afișați, nu vreți să-l spuneți despre el. Ok. Nu cunosc, nu știu cine e persoana, dar plătim niște bănuți, avem angajat, facem și cursul de perfecționare chiar. Ok. Păi vă, n-ați înțeles un lucru. Dumnealui este consultant. Consultant. E legător din haideți la lucrul meu. De achiziții publice. Deci, se ridică problema, pot să-i dodeam de două ori.
Da, dar ce e trecut aici? Asumi valoare diferite, asta nu. Asta e toată chestia. Mă uitați un pic. Da, mă uitați un pic. Da, e posibil să fie, da. Dacă își consultați asta reprezintă semnarea unui proiect, cum a fost cel în parteneriat cu Școala Ungureni, pentru Școală pentru Toți, spunea am pierdut proiectul, eu să-mi lămuri cu ce se face cu oare. Ok. Vreau să-ți mulțumesc. Așa. Domnul Primar, proiectul ăsta de achiziții, aș vrea să văd și, știți că prămaia mea problemă este cu gardul ăla de la grădiniță, v-am tot rămasă. Da. Vreau să văd și ce, câtă cantitate de vopsea, cât băuați ca să și facem frumos și deasupra ori. Nu a specificat nimic de aici vopsea, adică vopsea lavabilă, îl dăm cu vopsea lavabilă sau... Da. Lungul lac, ceva. Bun, haideți să vă... Lucrările de reabilitare, ne-am prins suma respectivă, estimativă deocamdată, nu putem ști, până nu dărâmăm acoperișul cealaltă, nu știm ce, ce o să ne rezervi, ce surprize o să întâlnim. Mă întâlnesc? Da. Și în momentul ăla... Mă gândesc la varianta, da. Dacă trebuie consolidare prea multă, și jos la fundație, și sus, la varianta să construiți alături? Nu, dacă e expertiza, spune că... N-ați înțeles, domnul Bunaru, de asta am și făcut expertiza. Da. Dacă construcția nu suportă lucrări, o lăsăm acolo, în conservat și putem să facem. S-ar putea să ieșim mai ieftin de asta. Ați înțeles ce zic eu? Deci încă o dată spun. Să construim nouă. La fel... Și am zis că dacă rămân bani, să prindem să facem un alt gard. Noi nu facem ceva acolo. La fel și cu la dispensar, cu poarta de la dispensar, da. Facem ceva și acolo. Măsurătorile luate, suntem încă în discuție cu noi. Asta, modul de amplasare. Deci din cauza copacii, avem două variante de lucru. Ori tăiem copacii și va veni în vechiul, ca să fie la aliniament cu toate celelalte, da, cu celelalte garduri. Ori mergem în interior cu un metru. Și ar trebui să facem, dar asta, suntem la două dileme acolo. Deci, ca să putem să le facem în alinamentul cu celelalte garduri, ar trebui tăiat copaci, că nu putem lucra. Dar se face în bară asta. Da. Bine. Pentru tinere și spor națiunii. Am un viitor, da. Supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Cine? Oricum. E mașina de vot a funcționat. Nu știu, dar nu sport, da. Deci, la vreo asta e baza. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuție Consiliul Local al Comunei Vodiei Județul Bacău, finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Da, se fac. Cu permisiunea dumneavoastră, cele două proiecte de hotărâre de la punctul 3 și 4 sunt un pic asemănătoare, o să le votăm separat, dar în mare corespund, sunt referitoare la aceleași aproape la aceleași categorie de persoane. Deci dacă primul, privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Hodești, județul Bacău, la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap, având în vedere prevederile legii 272, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale hotărârii Consiliului Județean Bacău, ale legii 448, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru aprobarea normelor metodologii de aplicare a prevederilor legii 448/2006 privind aprobarea standardelor minime în cost pentru servicii sociale și a nivelului lunar pe membru de familie în baza care se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale ale legii numărul 292/2011 asistenții sociale și a legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și prevederile ulterioare, Consiliul Local au obligația de a achita un procent de 35% din costurile anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor afectate cu handicap. În consecință, supun acest aprobat, am să vă prezint și o...
Ok. Exact, știm cât e complet, cât e sumă. Centrilor. Da, da. Ca sumă. Noi nu aprobăm ce sumă? Nu. S-a aprobat sumă. Pe contribuții? S-a aprobat procentul sumele sunt okay. La momentul în care există efectiv cheltuie. Asta e o mizășă de dumneavoastră. Păi, dar totuși sumele astea, 35%. Din ce? Noi avem o evidență persoanelor care sunt în sistemul rezidențial. Așa știu că da. De fiecare an. Da. Da. Nu știu, erau vreo 4-5. Anul ăsta n-a venit hotărârea... Vreo 4-5 persoane și sunt diferite iar la... copilul cu handicap, cât să avem? 40 și ceva. Persoane cu handicap. Hotărârea Consiliului Județean de anul ăsta prevede faptul că după aprobarea hotărârii vor trimite situațiile pentru fiecare voate în parte. 35% e o sumă destul de mare, care nu știu dacă a fost bugetat la administrație. Când am făcut buget. Eu cred că suma, până acum plăteam în 10-15% și erau mult. Pentru bugetul. Dar am spus că e... Da, ținut să scrie la cuvânt. Da, da, e așa sumă. Da, e așa sumă. Da, e așa sumă. Am văzut datelor lor. Da, e suma la sumă. Ai sumini? Sunt 4 persoane. Da? Articolul 3 se stabilește nivelul contribuției în fonduri locale a comunelor orașelor, 50% și 35%. Da, da, mai ar trebui pentru câți oameni și câte sumă, asta e toată din ea. Da, noi avem o hârtie, o adresă primită de la Consiliul Județean. Totuși o întrebare da, care e. Da, spune. Începând de 2016, guvernul și da. Plan și campanie electorală, au spus că asigură suma integrală pentru persoanele cu handicap grav. De da. Asta e vorba. Da. Așa, cu angajații care însoțitori da. Sau și așa mai departe. E, acum am înțeles că hotărârea Consiliului Județean da. Stabilește că unitățile administrative teritoriale plătesc între 35-50% din susțin da. Acest program. Înseamnă că s-a modificat legea, nu mai asigură guvernul, statul, nu mai asigură suma din integrală, pentru că din situația asta... Din punctul meu de vedere, dacă îmi dați voie, noi am avut contribuții la Consiliul Județean da. Pentru persoanele... Sistem rezidențial. În sistem rezidențial? Păi, dar despre asta vorbim acum. Nu, dar și persoanele cu adică cu două proiecte de hotărâre. Deci sunt două proiecte. Unul în sistemul rezidențial și avem, de exemplu, la Ungurene, am avut un caz. Da. Sau nu știu unde, acolo da. O anumită sumă de cheltuieți, nu așa. E punctul 4, care ar trebui să discutăm la urmă. Da. Păi, dar ați spus că sunt legate unul de altul, că și nu așa bănesc. Mă interesează dacă s-a modificat legea și statul nu mai asigur, pentru că în cazul ăsta vor fi probleme, vă spun de la început. Când noi ne-am lovit cu situația asta cu angajații, cu însoțitorii persoanelor cu handicap, când nu le-am putut asigura salariile, știți ce discuții au fost și probleme, cel puțin, când nu-mi dădeam. Până tot, aveți, vă plătiți și voi 10 sau 15%, dați bani, că noi nu mai avem. E aceeași situație și anul ăsta. De ce am zis că sunt legate cele două proiecte de hotărâre? Dacă prima este privind stabilirea posturilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliului local la finanțarea acestor servicii, celălalt privind aprobarea actului adițional. Deci, în urma hotărârii dumneavoastră, noi facem pentru persoane cu handicap care sunt instituționalizate, vom încheia un contract, un act adițional la contractul inițial. Deci contractul e în derulare, nici nu e un act adițional, privind finanțarea activităților de tip rezidențial al persoanei cu handicap. Deci prima dată contribuția și apoi actul adițional. Al doilea proiect de hotărâre este actul adițional. A domnul primar. Da. În 35% primăria în actul adițional primarul va semna
Să contribuția comunei pentru persoanele cu handicap grav, care avem la nivelul comunei, vorba de cele 40 ceva sau 50 de persoane, câte ori fi, cât erau, 40 ceva, care au un însoțitor permanent acum angajat cu drepturi. Actul adițional se referă la cei cu activitatea de protecție de tip rezidențial. Deci numai la ce? Numai la tip rezidențial. Și atunci primul proiect de hotărâre care spune pentru persoane cu handicap. Nu spune. Deci cum rezidențial. Eu spuneam cu evaluarea. Este o nelămurire. Aici, funcție de, ia uitați, avem o adresă trimisă. Consiliile locale și Consiliul Județean Bacău, prin Direcția de Asistență Socială, vor efectua un punctaj privind numărul persoanelor de handicap cu care beneficiază de protecție socială și valoarea contribuției lunare, lunar Consiliul Local, obligația de a comunica direcții de noi pentru cei domnul primar. Sumele se virează în contul respectiv și toate astea. Domnul primar, da? Să înțeleg că dacă noi îl ducem pe X la centrul ăsta din celul Bacău, contribuția noastră este 35% pentru acest lucru. Asta trebuie. Da. Pe de altă parte, domnul secretar vrea să spună că dacă avem în comună persoane deci nu au nicio legătură una cu alta. Domnul secretar, asta vreau să spun. Dacă nu au nicio legătură. Deci de persoane avem la momentul ăsta centrele. Nu mi nu pot să fie decât 3 sau 4, nu sunt prea multe persoane. În momentul de față câte persoane? 4 persoane. 4 persoane. Au fost 5, înseamnă că au murit dar dalii și... Dar nu ce spate asta e. Da, certificat acolo, să știm și noi. Dar în expunerea de motive spune, din centrele rezidențiale. Da, spune, vorbeam de numărul de persoane. De 4 persoane. De sumă, noi am specificat numărul de persoane. Întrebare mai avem și suma cu care noi într-un an de zile contribuim. Okay. Domnul primar, la 23 martie s-a făcut o plată către Consiliul Județean, valoare de 11.691 și scrie contribuție persoane. Despre asta e vorba, despre suma asta. Deja e plătită? Da. Da. Deci noi astăzi aprobăm o sumă care deja s-a plătit. Ia uitați ce spune aici. În contractul. Contractul de asociere privind finanțarea activității este de prelungește până la 31.12.2018. Pentru perioada ianuarie-aprilie, plata se va face până la 31.05.2018. Va fi la Consiliul Județean lunar până la 25 ale lunii, suma prevăzută în anexa cadru de asociere. Există un contract. Plata s-a făcut, asta am pe contractul este de luare, vă spune un act adițional. Dar... Un act adițional, atât. Și dacă noi nu aprobăm astăzi, de exemplu? Ideea este că dacă noi nu aprobăm cei nu mai vine bani. Acei oameni nu pot fi instituționalizați acolo. Dacă nu încheiem contractul adițional, acei oameni vor suferi, adică vor fi nevoie să se scoate din cer. Actul adițional, din câte știu eu, dacă mă puteam... Asta e după, asta e după. Noi discutăm de sumă acum, la punctul 3. Așa le spune domnul Tomu. Deci actul adițional se poate încheia la 1 mai 2018, care va avea valabilitate un an de zile până la 1 mai 2019. Deci, dacă suma pe care nu au prevăzut, îți spuneți suma. Pe anul trecut. Și acum se plătește pentru, inclusiv luna aprilie, până la luna mai. Mai, da. Și pe urmă lunar. Lunar. În hotărârea da. Consiliului Județean. Asta era nelămurirea mea din cauza că intitularea proiectului la numărul 3, la 3 nu ați continuat da. Și cu... sistem rezidențial. Dar nici nu avem cum să gândim că nu vom plăti suma asta, pentru că cele 4 persoane care sunt au nevoie de o îngrijire specială, da. Nu pot primi în familie. Sigur. Dacă o puteau primi în familie, plătea asistent social pe maică sau pe taică și avea grijă de el. Deci nu știu, cred că poate cineva gândi că... Da. Hotărârea dumneavoastră e cu privire la stabilirea costurilor medii anuale privind finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor cu handicap, precum și contribuții Consiliului Local la finanțarea acestor servicii pentru anul 2018, așa este titlul, da. Iar jos, hotărăște.
Da, se aprobă costul anual pentru întreținerea copilului tânăr cu handicap cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial. Da. Noi am copiat și noi, am făcut-o și noi. Deci tot am dat un titlu, iar jos se aprobă costul anual pentru întreținerea copilului tânăr cu handicap cu măsură de protecție rezidențial de tip rezidențial. Asta era, titlul era ambigu. Aici e. Păi de asta au fost nelămurirea. Bine că dincolo a rămas... Iar dincolo a rămas cu rezidențial, actul adițional este o specificat pur și simplu pentru rezidențial. Deci pentru cele patru persoane internate în centrele unități medicale. Nu eu hotărăsc. Punem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Cine? Patru referitor la actul adițional. Continua contract. Ai un alamitate, e un mare contractul de bază. Deci supunem la vot și punctul 4. Ce este pentru? Da. Abținere împotrivă, nu scurt. Întrebări de fiecare. Da. Așa mi-e ordine. Haideți să ne dăm, domnule. Dacă dați voi înainte de a începe la punctul de interpelări, haideți să lămurim. Într-adevăr a fost o chestie de datilografiere. La punctul respectiv cu podul, al doilea pod de la Zodian. Punctul 12, punctul cu valoare 2, de 7.000, era de fapt dotare cu centrala termică la Mocola Sohodor. Dar este și centrală. Nu este. Este trecut de centrală. Este tot separat, mai separat. Domnul meu, sus se zice grupul sanitar, școala Hogeș, grădinița Hogeș, școala separat, e centrală, mai dat mai separat. E de la capitolul 71.002, școala... Da, la 71.002. Da, 7.000 de lei. Unde erau două poduri, care era bucuria mare, că era două poduri și au rămas mamă. O întrebare vreau pentru doamna. Da, doamna Madalina. Știți cumva? Și eu, știți cumva? Da, luați loc, doamna Madalina, da, luați loc. Când e licitația pentru asfaltare? Nu, asfaltare. Nu avem nicio treabă noi cu licitația. Dacă puneați licitația din coace, de apă și canal, vă poate răspunde. Da, mai departe. Doamna Budnaru. Eu doar o întrebare acum, pentru ca să nu obținem pe doamna toată. A dispărut de pe site raportul Curții de Conturi. Știți de ce? Nu. Ocazul să ai. Poate l-au retras ei. Deci au rămas toate anunțurile vechi, mai puțin ăsta. Eram curios de ce. Da, mai cine să mai spune? Domnul primar, am două întrebări. Una legată de camerele de supraveghere. O să vă rog frumos să-mi dați un răspuns. Cine se ocupă de... să zicem, administrarea lor aici, la nivel de comunitate Hogești. Locuitorii din comună întreabă dacă, care este modalitatea de a se adresa către cine, referitor la faptul de a vedea ceva de pe cameră și cum, legal, cum se poate face acest lucru. Da. Adică în primărie, cărei persoane se poate adresa în acest sens. Un, doi. Iarăși locuitorii comunii au probleme cu pubelele astea. Zic că plătesc și nu primesc la poartă, nu am pubele la poartă. Tu preconizați că vor ajunge și pubele la poarta omului. Astea sunt cele două întrebări. Vă mulțumesc. Da. Domnul primar, nu știu dacă câtă oară este, dar totuși am rugat să desemnați pe cineva, dacă nu a rugat cineva, să intereseze pe dosarul acela cu Gloria Bert, cu Cădine Răcătău. Și cred că v-a scăpat problema. Dacă nu, eu cred că domnul secretar, fiind și jurist, îi poate, îi puteți da un puternicie, duci într-o zi la judecătorie și...
să duce și poate să vadă dosarul, să îi intereseze ce s-a întâmplat cu dosarul ăsta. S-a rămas admis și pe ei, l-a admis și pe nostru. Ea are terenul, noi avem terenul, ea are casa, nu am înțeles. S-ar părea că e suspendat, după ce spunea doamna vicepreședintă. Nu poate să fie suspendat, e dată soluției. Dacă e dată soluție? Că așa scrie pe internet, cel puțin, da, soluția este dată ca... Că până la urmă terenul a fost a căminului cultural, că toți dumneavoastră știți că sunteți răcătoani de când v-ați născut. Eu știu că și clădirea a fost așa. Și clădirea jumătate. De jumătate eu mai făcut ea. Și gardul și tot a fost... Clădirea exterioară, mă refer, clădirea, interiorul a făcut dumneavoastră. Scena. I-au renovat, dar era acolo. Dar știu că se comunicau cu Hoștină când era cel mai mult. Atâta. Gata, domnul? Da. Atâta, domnul președinte. Domnul Dudulică. Da. Apropo, cum au spus domnul Cufescu cu bielile astea, au fost vorba că din februarie până la 1 martie se dă, dar eu cred că și martie, 7 aprilie, vine mai și oamenii, acum s-o luăm logic așa, nu cu mici, sau cu alte interpreti. Din capătul satului, de unde spunem, de către Horcești, și până la școală, nu este un container. Nu este un tuberon. O mai are, domnule. Da. Știi și dumnealui, da. Dați dumneavoastră răspunsul? Nu, nu, nu. Da. Cu mine vorbiți? Nu, nu, nu. Domnule, să uităm la mine. Da. Hei, vă răspunde mai frumos ca mine. Dacă mergi să pui în tomberon, te fugărezi toți. Colezi toți odorul tomberonului, poate nici nu îl vrea în poartă la el. Groasă. Dar după aia vorță. Bune, dar cu bielii a fost vorba de... Da. Alea să se le ține în porți. Problema este că atunci n-ar să le vrea și schimbă modalitatea din joacă. Da. Nu mi-am înțeles. În primăria Cieri. Când se estimează să vină cu bielii de astea? Păi, și ai să răspund la sfârșit, dar o dată vorba. Următorul, domnul. Are probleme, domnul. Altă probleme. Cu asfaltul ăsta, ați făcut niște alții. Nu faci să nu Nu faci să nu trebuie înghere, neapărat, o firmă de... Păi da, așa mai facem... Stă ca oile, pe toate drumurile, pe toate... O, și mai mușcat copii, o... Da, ne facem asta. Altă problemă aș avea cu asta, este drumul ăla pe dealul Bradului, nu se mai poate circula pe el nici că, nici mica, fie un redresaj ăla, că acum am fost buldozerul la plajă, așa că la câte o plajă unde au fost, dar la noi nu făcut nimic. Spatele lungă, dar vă plăcând. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, viitura care te dica cu canaliul, te atâta. Da. Secar? Vreau să încep prin a-mi mulțumi Consiliul Județean pentru intervenția făcută pe drumul 252A. O da, tot treabă, da. O ieșit tot treabă bună până în sfârșit. Am plouă. Păi da, și optimiești mai suntem. Întrebarea mea este când ne apucăm de drumul comunal. Pentru că sunt și el într-o stare... Vreau destul de proastă de aici. Da. Deci asta a fost unul. Și apoi, deci am sesizat, chiar în sat la galerie, lângă domnul Codreanu acolo, cineva depozitează cu noi de graj lângă drumul județean. I-am explicat, i-am spus. Știi cine? Nu știu cine, n-am văzut pe nimeni. Eu n-am văzut pe nimeni, am văzut gunoiul. Da. Trebuie identificată persoana și... Nu se sizat. Da. La punte, la galerie. Da. Aveam și doar aici, era un județean. Atât am avut de spus. Da, domnul primar. V-am mai rugat și vă mai rog la dumneavoastră. Să facem ceva cu stația de la Sorbonne acolo, în fața școlii. Da. Trebuie reparată. Arată foarte urât. În alte omii, vara, acum nu are... Nu am să stea să aștepte autobuzul acolo, nu are în stare. Și păcat că a fost în vizită. Atât. Domnul primar, ne-a dat o întrebare scurtă pentru doamna Toader.
Mai bun e, mă? Sunt dedicat. Dar asta pare că nu domnul Canibal a dat așa. Ce vorbim noi aici? După domnul. Hai, domnul. În legătură cu fântâna din fața bisericii de la Orgești, că în vara cred că nu mai amânăm și amânăm. Cu îngrăditul și cu acoperiș. Da, dar ar trebui pus și o pompă dacă facem ceva acolo. Sunt în comună 20 de pompe, scoate până și la Orgești, totuși, zic eu. Acțiunea a fost prezentată ca și cum ar fi parte din anul centenar, marcând... Așa am vrut să fie. Da, acum eu zic că e mult spus și cred că a fost forțată un pic, pentru că, nu știu, am trecut și acolo cu scambuscați deja, nu cred că se prinde mai nimic. Cu părere de rău zic că a fost mai mult așa o acțiune, mai mult ca să ne pozăm și să punem pe Facebook. Cu părere de rău o spun. Da. Pe atunci cei care au pus pe Facebook. Care au pus, corect. Care l-au pus. Acum, o să vă... O informație pe care am aflat-o și eu, în 1918, pe 21 noiembrie, s-a născut părintele Constantin Galeri. Da, eu cred că e un eveniment care chiar ar trebui să-l marcăm în cadrul acestui an. Nu știu dacă să mai e timp la momentul ăsta să mai aplicăm, poate pentru un, să facem un moment, nu știu, mă refer, există fonduri pentru asemenea proiecte, există buget, nu știu, ar trebui să ne interesăm pentru... să vedem dacă mai... Eu am vorbit cu colegii, nu știu, pentru eventual o casă memorială, poate un muzeu, poate, nu știu. Aici ar trebui cu toții să venim cu propuneri, cu sugestii, în funcție de ce se poate face. Am fost acolo la biserică, am văzut că acolo este renovat și este și... Dacă inedizăm o clădire... Ideea este că, zic, chiar ar fi păcat să ratăm acest moment. Da. Sunt chiar 100 de ani de la nașterea părintelui. Și revin la probleme mai vechi, care le-am mai sesizat, am specificat de fondul de la Tabarcea. Mi s-a zis că se va face un termen măcar concret, pentru că acolo chiar e podul de la... Termenul vă poate da domnul Pietru. De ce? Pentru că noi am făcut un necesar cu comandă de materiale, nu l-a dus scânduri pentru cofrag. Deci dumneavoastră cred că a trebuit. Cine de vină, am înțeles. Nu de vină. A trebuit să ne răspundă termenul. Da. Referitor la iluminatul public. Da. Înțeleg, un stâlp funcționează unul nou, dar nu, da. Nu se aplică peste tot. Sunt și locuri unde există lumina public continuă, de stâlp în stâlp. Să ne spuneți cu care sunt principiile, chiar vă rog. Da. Pentru că sunt persoane care stau într-o beznă totală, care s-au stâlp chiar destul de departe de casă, iar sunt alții care... Okay. La unii facem economie, la unii dăm cât de mult. Revin la problema amenajamentului pastoral și la inventarul, pentru că așa au fost spuse, știi? Da. Tot să facem, dar să ne anunțați și noi că sunt gata, să le putem studia. Da. Am văzut o plată către ADM, fondul de mediu, pentru că tot a venit problema cu gunoiul. Să spun, dacă puteți spune ce reprezintă, am văzut 5.300 de lei. Și la momentul ăsta, gunoiul ar trebui dedicat de două săptămâni sau doar o singură dată? O dată singură, pentru că în weekend erau arhi. Iar dumnealor, deja a venit căldura, mirosul e chiar insuportabil. Eu unele persoane chiar nu știu cum rezistă. Să ieși din curte și să dai în față-față cu un dita mai mare de lupine de gunoi. Da, cam atât, mulțumesc. Da, domnul Crești, aveți cuvânt. Am aici cuvânt. Da, mulțumesc, domnul Crești. Nu prea vorbesc de obicei, să nu prea vorbesc. Vreau să iesesc un pic cu poverile astea, că a venit căldura și, cum spuneau și colegii noștri, consilieri, deja mirosul ăla este înțepător și nu știu cine a fost cu ideea, și chiar vreau să o ridic. Pe Dancă l-am păcălit, am dus trei tomboreane acolo și acum văd că au dispărut. Și efectiv era și pe jos, era Cristi și cineva a hotărât să iau un tomberon de acolo. Dar să știți că acolo trebuie neapărat trei. Vă spun, dacă nu putem să mai punem unul, iar o să ducă în pădurice la Valea Mizerii și o să fie urât pentru toată lumea. Insist de foarte mult timp, domnul primar, cu stațiile astea să le recondiționăm. Eu am început acțiunea mai mult în forță, certându-mă cu fostul interimar Dancă,
chiar sincer, o spun în ședință, că nu poți să uit o chestie, a trimis oamenii acasă care lucrau acolo, că el nu o să plătească. Și mi-aș dori ca ceea ce este aici la Horgești să facă în continuare, că nu, nu sunt așa de mulți bani să investim în stațiile astea. Vine căldura, vine ploile repeziții de vară și sunt chiar mai mult decât urgent. Ce anume, să construim clădiri? Nu, dar ai ridicat domnul Boboc. M-am gândit că vreau să vă extindeți. Dar nu-i numai aia, mergeți mai în spate și în partea aia sunt vai de capul ăsta. După cunoștința mea de cauză, îi s-o vă dor și Bazga. Și Bazga, da, păi de Bazga vreau să spun. Cu fântâna de la Biserica Catolică. De mult, de foarte mult timp am insistat și eu, văd că și domnul Căreman s-a înscris și solicit. Hai să facem un lucru frumos acolo. Păcat. Atât, mulțumesc. Avea și eu o doleanță. Și avea să vă informați când se încep lucrările la drumurile comunale și tot o să ne spunem, stabilim puțin drumurile care o să le facem, care nu le facem. Eventual care sunt comisiile de recepție. Da, stabilim și o comisie de recepție, dar să stabilim care drumul e prioritate, care o să le facem, care nu. Da. Pentru că anul trecut, drumurile care s-au făcut, dacă trece cu îngredere, îl mai întreținem. Dacă nu se trece de loc și rămâne părăsit, am investit degeaba. Cam atât. Da. Mai închidem ședința. Nu, păi să răspund. Nu vreți să vă răspund? Am plecat acasă. Referitor la camere de supraveghere, domnul Tufescu. Au luat cu ordinea. La ce vă referiți? În ce sens? Camere de supraveghere? Eu, X, am o problemă. Ai o problemă? În raza camerei respective. Orice problemă care se întâmplă în comuna Horgești, cererea se adresează primarului, iar eu repartizez funcționarului care poate să pună la... Deci nu aveți o persoană care efectiv să răspundă. Păi care este? Asta, păi... Domnul primar. Ați înțeles? Bun. Deci se adesează, deci dacă cineva avea o măsurătoare de teren, se adesează mie, nu pot să-i spun, adesează-te doamna ingineră. M-ați înțeles? Deci orice cerere pe care... Da, domnule, în cererea respectivă, domnule primar, subsemnatul, Stan Pățâtul, vreau și eu să mi se pună la dispoziție în perioada, în ziua de 18, în perioada 7-9. Și noi facem chestia asta. M-ați înțeles? Da. Deci înțeleg că nu trebuie să ne avisez dumneavoastră, dar persoana nu o aveți. Da, o avem, dar cu ce vă încălzești persoana? Ok. Da, da, da. Poate desemna pe loc, domnul. Bun. Referitor la pubele. O are, dar o ține secte. Referitor la pubele. Da, într-adevăr, da, întâmpinăm la modul de achiziția pubelelor, purtăm discuții referitor la aducerea acestor pubele și ridicat și aici răspunsul lui domnul Dudulică, deocamdată nu se încasează nimic pentru gunoiul de 4 lei de persoană în comuna Horgești. Da? Vă contrazic, domnul primar. Mulți, mulți s-au plâns. Foarte mulți. Nu s-au plâns că au primit înștiințări. Le-am plătit deja. E un caz unicat. Înseamnă că vă ajută foarte bine. Așa. Nu, am vrut să dea exemplu. Foarte frumos. Puterea exemplului e cea mai bună. Așa. E bine. Da. E bine gândit. Serios. Și eu sunt persoane care s-au plătit în 4 da. Mai mult. Aici, să spun că iau vorba din gură, că spune să nu fim răutăcioși. Da. Dar, nu. Știți cum e? Oamenii ăștia trag din noi și din toată treaba. Noi dacă venim în Consiliul Local și vă expunem lucrurile astea, dumneavoastră ca și primar, nu trebuie să vă supărați. Dar nu mă supăr, domnul meu. Trebuie să luați act de ceea ce se discută. Corect. Eu asta vreau să vă spun. Corect. Deci, încă o dată spun. Eu știu că am vorbit cu cei de la impozit de stat și am zis, până nu avem pubele, nu avem cum să luăm bani la om. Da, e posibil ca omul să plătească. Nu-l pot să-l spun să nu plătească, m-ați înțeles? Deci impunerea este făcută, n-ați înțeles? De ce zâmbiți, domnul Claudiu? Impunerea este făcută. Dacă dumneavoastră vreți să plătiți, eu să vă spun, nu plătiți, domnul Claudiu. Păi nu-ți, adică vine omul și spune vreau să plătesc cu noi, deși n-am pubelă. Da, domnule, îi spune care de plata asta. Și omul, dacă zice, domnule, n-am pubelă, până... Nu plăti, domnule, deci nu plătești. Dar dacă vrei să plătești, eu dacă nu vreau să plătesc, cine nu mă las pe mine eu să plătesc? Eu nu cred că s-au pus așa. Dar cum s-au pus? Eu zic cu oamenii, eu s-au impus. Aveți atât de plată, ăsta e suma pe care nu. Mă fac să chem un băiat de la impozitul taxi. Da. Domnul primar, n-au primit toată populația în știință? Pentru că n-au depus toată lumea declarații. Și le-au venit cu restul de plată? Da. Încă o dată spun, pe baza declarației depuse s-au făcut
o impunere. Impunere, da. Și impunerea este o trimis, înștiințare de plată, ca omul să știe că are de plată. Bine. Dacă în urma înștiințării de plată vrei să plătești banii respectivi, și dacă nu-i plătești, i-am pus în încurcătură pe oameni, s-ar în capul nostru. Trebuia să-i trimiteți în științarea omului când avea pubela. Așa ar fi fost, da. Clar. Hai să trece de pubela asta, că-i cap cu ea. Nu-i grea, nu-i grea, de ce-i grea? Nu-i corect. Nu ne-a spune. Adică, cine-i corect? Domnule, dar am zis, încă o dată spune. Pentru omul atenționat, nu plătești. Deci, pus a fi să știi și ăla de acolo. Așa. Așa ceva nu se încasează și cu asta am încheiat. Să spunem că pubelele vin în luna mai. Nu te spătești, nu tot acolo ajungem. A spus că din momentul în care pupila la poarta, da. În momentul ăla se plătește 4-5 ori. În vigoare cu din martie. Am luat decizia să nu plătim până nu vin pubelele. Eu mi-asum chestia asta. Dar asta nu înseamnă că nu vom plăti în momentul respectiv. Da, dar tot anual plătim. Da, începând cu din martie. Păi da, dacă nu și... Domnule, a fost puțin ies. Cum? Când vine acasă la om, atunci plătești tu. Bine, domnule, să suporte o rest. Acum au luat... Cum nu suportă o rest? Asta sunt oricum să plătești din... Din bugetul primării. Deci... Păi asta vă zic. Care-i problema? Ok. Dacă a pus și cupia la luna lui noiembrie, atunci ce faci? E beneficiul lor, că nu mai umplă pe plan fiecare curbi. La poartă să iei cupia la. Ok. Beneficiul cui, domnule? Dacă așa o leacă. Hai să vorbim. Beneficiul cui? Conform contractului care e la ora actuală, dacă dați voi, hai să ne lămurim, dacă ne râdim, nu am făcut nimic. De conform contractului de la ora actuală, omul are obligația să ia de la containerii. El nu câștigă nimic în plus. Ca să poată să vină să ia de la pubele, de la casă, trebuie să schimb contractul. De ce zici că o rămâne în beneficiul celui care ia gunoiul? Cum să zici așa ceva? Păi dai beneficiul lui, cum faci o oprire. La școală? Și atâta plătim la cantitate cât stăm. Și nu, deja nu sunt și nu-i verificat cât e 80 de lei tona. Nu-i verificat, nu-i cântări cu noi, nu este un reprezentant ca să iei măsuri. Așa, s-au obligat și bani. Când cu noi ies, la noi au plecat 50-60% plecați în acolo, cu noi nu este. Culmea este 50-60% numai câteodată, când e la gunoi îți pleca 50-60%. Îți plecați, domnule. Dacă ne întoarcem pe partea cealaltă, nu mai sunt 50-60%. Hai. Și nu spuneți partea cealaltă. Care e? La impozite, la prestații sociale, la ce ne ascundem? Păi dacă îi țineți una jumătate la prestații sociale... Ok. Dar la prestații, la prestații, dacă el e plecat în Anglia și nevastă-i sub tutiel acolo... Ai vă contrazic că aici e treaba doamnei Vici, trebuia să fiți mi-a explicat pe tema asta. Hai să vă încercăm. Am dat-o dintr-una, am dat-o la un alt lucru. Vă taie limba. Pentru dosarul Gloria Bier, îl mandatez aici de față cu dumneavoastră, cu domnul secretar, să... Ne dau un răspuns să luna viitoare la stadiul dosarului respectiv. O faceți și în scris. Referitor la asfalt. Da. Asfaltul pe drumul... Păi, da, domnul Dudulic, o zic problema. La asfaltul pe drumul județean. Oamenii nu trebuie să le spui și eu. Da, domnul meu. Deci, asfaltul pe drumul județean, licitație și tot ce depinde de construcții și tot, este drumul județean. Noi întrebăm Consiliul Județean. Noi întrebăm și ne spune ce ne se spune. Altceva, noi nu ne ocupăm noi de chestia asta. Deci de licitații, de toate... E pur și simplu. O, cine-i dorit, domnule, mai bine cu bicicletă. Așa. Așteptați prezidențiale, că atunci se întâmplă, nu vă speriați. Asta am vrut să spun așa. Eu, da. Mai durează un an, după aia mai băgăm și piatră pe ulița. La anul sunt două alegeri, așa că posibil. Referitor la câini, într-adevăr, este o problemă, știm și noi că au mușcat un copil acum, dar cum e că au mușcat un copil, un câine care are stăpân? Care are stăpân, da. Asta e problema mai mare, ăla fără stăpân nu mușcă și ăsta cu stăpân mușcă. Bine educat. Da, cred că asta e problema. Dar primăria poate să iei niște măsuri și pentru ăștia care sunt acasă cu câini zloboși. Da, domnule, împreună cu poliția vom merge acolo și dăm amendă, altceva ce facem, putem să facem. Măi, te amendezi? Ia tău, te amendezi? Bari un avertisment, să văd și eu cu amendă. Bari un avertisment. Păi da, normal. Păi da, nu. Nu ți-ai negat câlii când așa, cu tare, nu știu ce știu. Pe drumul. Am mai fost nimicat acum câteva luni. Să fii sancționat. Ceva e catisaj. Dar am făcut adresa altceva, dar ce putem să facem noi?
Păi și Mihai Milit s-a făcut la nu a făcut nimic, nici n-au răspuns măcar la adresa noastră. Deci nici n-au răspuns la adresa noastră. Care să spună, domne, am câinii noștri și nu avem, nici măcar n-au răspuns. Revenim cu adresă. Ca să vină aia trebuie să plătim. Băi, bănuiesc că vine, nu vine degeaba. Cineva vine, face, prestează un serviciu, degeaba. Trebuie contactat o firmă din China, domnul Brumar. Referitor la drumul de dealul Bradu și la drumul comunal, cu ocazia asta le facem pe amândouă o dată. Da, și mai avem aici, și domnul Dan, că răspund, că mai am mai multe drumuri comunale aici, așa, și le bifez pe toate. Noi suntem în... am primit ofertele pentru balastare. În cel mai scurt timp se va încheia contractul cu firma care are oferta cea mai mică, cu prețurile cele mai mici, și începând, cred, preconizez eu 10-15 mai, vom trece la această balastare a drumurilor comunale. Cu ocazia respectivă, vrem, în principiu, să îndreptăm și drumurile de exploatare agricolă, pe lângă drumul dumneavoastră de la dealul Bradului, am mai primit o sesizare, drumul care merge spre Mărâs. Și atunci o să băgăm un greder, dar nu o să vă fac promisiuni că o să băgăm și piatră. Dar alții au putut să băgă piatră. Nu, dar... Nu comentăm. Măcar așa sunt... Poate că nu era piatră, dar era pilitură. Nu mă dată tu. Nu. Pare rău, alegeți-vă altul, măcar să apă asta. Așa. Referitor la gunoiul de graș, da, noi știm situația. Am discutat cu persoana respectivă, el susține că este proprietatea privată, chiar dacă este proprietate privată, o să ridice, am asigurat promisiuni de la dumnealui că l-a rastumpat, pune pământ ca să nu mai evită mirosul. Niciodată. Trece la următorul pas până la urmă. Omul trebuie să-l atenționezi și dai posibilitatea ca să facă ceva în direcția respectivă. Așa. Referitor la stații de călători, da, la Sodor și la Baza s-au luat măsuri pentru necesarul de materiale pentru cele două stații. La fântâna de la Hărgești, într-adevăr, am zis, deocamdată nu am făcut nicio măsurătoare în privința îngrădirii și acoperișului. O să facem un necesar de materiale și să vedem cât se ridică și cum se ridică, în ce postă se vor ridica. Salut și sunt de acord cu propunerea, pe rușinea mea nici eu n-am știut că a născut Părintele Galeriu în 1918. Dacă există fonduri, și cred că o să găsim fonduri împreună, să marcăm acest eveniment. Nu știu dacă o să fie cu o casă, un muzeu sau... Păi, dar ceva la biserică, la bazil, dar un eveniment în momentul respectiv, cred că... Dacă vin, eu vin cu... Da, dar nu cred că... Nu știu dacă acolo... De obicei să fac sfinți. Numele bisericilor să fac cu sfinți la noi. Denumim o școală sau eu știu, eu să-i dăm o denumire în memoria. Nu putem, că e cu sfinți aici. Chiar sfânt. Dar putem să venim cu o propunere. Eu mă gândesc în momentul ăsta, după ce a ridicat problema domnul Domov, să venim cu o propunere ca școala sau grădinița de la Răcău să poarte numele Constantin Galeriu. Dacă nu de acord, să fim un proiect de hotărâre. Să nu se uite urât la mine de sus, de acolo, da? De la Licea Paula. Au posibilități să ajute satul Răcătău. Și era bine dacă ajută. Asta este. Acum nu judecăm. În viață poziam și noi. E bine să nu judecăm, că eu am dat un micipul, nu judecat, vei fi judecat. Și atunci rămânem la... N-a vrut să mai trăiască, că eu am discutat cu el, vrea să fac... Am avut dumnealui sau noi n-am avut? N-a vrut să mai trăiască, el a zis că vrea să facă asfalt de la drumul județean. S-o gândit în ultima sută de metri. Casa lui s-a transformat. În care casa lui? Era vândută casa. Tanti el era și făcea, o mutam de acolo. Așa. Dar e numai publică, de adevăr, ca să zic că eu evit răspunsul pe care vi-l dau acum, dar totuși în momentul de față am să-l folosesc. Ceea ce vedeți dumneavoastră, diferența de zone în care sunt stâlp la stâlp,
și zone în care sunt unul da și unul nu, v-am spus, eu evit întotdeauna din 2 ani de mandat acum de moștenire. Practic așa a fost prins în momentul când am preluat mandatul. Eu vă spun, din punctul meu de vedere, e ușor să dai unui om și foarte greu să iei. Da, atunci se plătea 70 de milioane și acum se plătește 700 de milioane. A speriat domnul Bogdan. Hai, domnul Bogdan. 700 de milioane? Adică, deși se plătea mai puțin, atunci domnul Bogdan. Deși se plătea mai puțin, mie nu-mi place să zic chestia asta. Era barul mai de-aia este. Da, să venim, nu. Singurul lucru care ar putea, să venim. Plătesc taxe, da. Oarecum el, normal, cetățeanul care n-are venit la poartă, se simte nedreptățit. Da. Domnul primar, să nu mă uit o idee. Am venit cu o intervenție, dacă vă mai ați aminti. În momentul când schimbăm becurile astea, să mergem cu leduri. Când ne vine și nouă mai ușor. Am luat-o de bună chestia asta, să știți. Foarte bine. Deci schimbăm cu leduri. Achiziția, nouă achiziție va fi de lesul. Avem cu 30% consumul mai mult. Nu contează la câte becuri sunt. Și tot la partea de leduri. Am văzut că nu funcționează acest lemn solar. Nu, acea că de aici, de la... Care sunt până la am înțeles astea cu parasolarele astea. Trebuie văzut și sesizat și intervenim și aici. Adică să chemăm firma de mentenanță, că aici chiar nu avem cum să mă vorbim. Poate nu intervenim apoi. Păi nu, dar au funcționat. Ei au funcționat. Da, dar să vedem modalitatea. Poate mai au bani din casat și le-au stins. Dar au expirat deja. Da, există și această posibilitate. Amenajamentul pastoral, da, suntem în... Așteptăm comisia de la... Noi am desemnat deja, prin dispoziția primarului, reprezentanții noștri în acest... pentru ducerea în îndeplinire acestui amenajament pastoral. Sincer vă spun, întâmpinăm probleme în anumite cerințe din partea domnilor fermieri, pentru că sunt și aici necesitățile, s-ar putea la anul să avem surpriza să nu noi am atenționat, că începând cu 2019 nu vor mai beneficia de subvenții de la Uniunea Europeană dacă nu se adaptează acestor condiții pentru amenajamentul pastoral. Deci în afară de noi care facem ceea ce facem noi ca unitate și dumnealor au niște obligații să facă un țar în care să mă pască, chestii genul ăsta. Păi și dacă mi-l fură și eu ce să fac acum? Nu ești proprietar acolo? Ești proprietar atâta când ai concesionat pășunea, tu ești proprietar pe perioada de 10 ani. După aia, așa. Cam asta e legat de mediu, într-adevăr ați văzut, am plătit. Eu destul durere, cea durere, cu ghilimele de goale. Faptul că plătim chestia asta, factura, pentru că noi nu depunem sau nu avem dovada colectării selecționate. Deșeuri selecționate. Noi vine deșeuri în grup, dar noi să punem și... am mai discutat chestia asta. Deci e o amendă suma respectivă. Nu e o amendă. Noi avem obligația, ca într-un an, începând din 1 ianuarie 31 decembrie, să depunem o anumită cantitate de deșeuri selecționate. Noi depunem hârtie, cartoane și sticle, dar nu le punem la un loc. Pentru că noi, în situația în care suntem, asta este. Problema este că, pentru chestia asta, noi trebuie să plătim faptul că nu am făcut aceasta un fel de o sumă pentru chestia asta. Verde, pentru faptul un timbru verde, pentru că noi n-am făcut dovada selecționării unor. O să mai plătim mult și mine, probabil. Și eu de aceeași părere, dar mergem mai departe. Așa. Recondiționarea stațiilor am vorbit. Pubele aici cu tomberon. Nu știu... N-am cunoștință de cauză cine și cum l-a luat al treilea tomberon. Dacă ziceți că l-a luat, o să veniți și să vă răspund. Mai am un rămâne numai de camere, că acolo. Dar e de mult. Noi am mai ridicat un pic problema. N-ai zis de dat, domnul, de a mai suplimentat cu containeri, nu mai vor soma nici dumnealor, nu mai au sau nu mai vor să aducă partea asta de suplimentare a containerilor. Astea, în teorie, ar trebui să dispară când vin putere, nu? Nu se dispară. Deci containerele nu se dispară, o să vină în locurile în care e greu accesibile. Deci în ulițele greu accesibile, la capătul ulițelor, va fi containere.
Plătim două servicii? Nu, ia cu totul, per total. Pentru că cetățeanul care nu o să vină, asta e de-aia deocamdată vorbim ipotetic. În capătul uliții și nu poate să întoarcă mașina de gunoi acolo, trebuie să găsim o soluție să-l aducem gunoiul să beneficie de serviciu, dar să-l aducem undeva să-l depoziteze să poate ridica mașina. Tot buldul era bun, vezi? Acum n-a la vine. Vine, domnule, de vine, vine. Vine. Mai greu, mai greu. Într-adevăr și eu am avut aceeași reacție. Eu am zis, gata, domnule, mi-a doar plouă aflat, mai mergeți în loc. N-are față viteză, merge cu spate, vizia. Vă dau voie să spuneți orice. Avem ședința închisă pentru ziua de astăzi. Mulțumim, mulțumim, domnul președinte. Comisia de învățământ să treacă să semneze.